Există foarte multă confuzie astăzi cu privire la neprihănirea pe baza căreia suntem justificați de Dumnezeu, acceptați de Dumnezeu, primiți de Dumnezeu în împărăția Lui, mântuiți și așa mai departe. Și cred că această confuzie vine din neînțelegerea a două moduri în care Scriptura vorbește despre neprihănire. A, da? Deci subiectul nostru este neprihănire și în mod specific Neprihănirea pe baza căreia Dumnezeu ne acceptă, ne mântuiește. În Sfânta Scriptură, cred că se vorbește despre două tipuri de neprihănire: neprihănirea atribuită și neprihănirea aplicată. Voi face câteva observații pentru a remarca împreună câteva diferențe între aceste două moduri de a vorbi despre neprihănire. Neprihănirea atribuită are în mod de a face cu ceea ce noi suntem înaintea lui Dumnezeu. Este fundamental aspectul acesta. În timp ce neprihănirea aplicată este practică și are de a face cu ceea ce noi suntem și înaintea oamenilor. Da? Cu alte cuvinte, neprihănirea atribuită este poziția noastră, poziția noastră înaintea lui Dumnezeu iar neprihănirea aplicată are de-a face cu practica noastră de fiecare zi. Neprihănirea atribuită este, în ultimă instanță, mântuirea noastră. Neprihănirea practică, adică ceea ce noi trăim, este mărturia noastră. Neprihănirea atribuită sau când suntem socotiți, asta este expresia Sfintei Scripturi, socotiți, neprihăniți, Este un act instantaneu. Dumnezeu ne socotește neprihăniți atunci când suntem mântuiți. În timp ce neprihănirea aplicată nu este a fi socotit, neprihănit, ci a fi făcut neprihănit. Da? Și nu este un act instantaneu, ci este un proces. Proces de o viață. Durează toată viața noastră. Transformarea noastră în asemănare cu Domnul Iisus și a fi făcut neprihănit da? această neprihănire atribuită este primită, suntem socotiți neprihăniți, spune Biblia prin credință, în timp ce neprihănirea practică, trăită vine din credință da? vine din credință dar conține în mod necesar fapte efort bineînțeles toate acestea de la Duhul Sfânt sau lucrate de Duhul Sfânt, dar conțin fapte și efort. Da? Uh, neprihănirea atribuită este neprihănirea lui Hristos. Este neprihănirea lui Hristos, care ne este dată nouă, în timp ce neprihănirea aplicată este ceea ce experimentăm noi, a noastră. Da? a noastră, dar ea. nu uităm că ea este lucrată de puterea Duhului Sfânt în noi, prin prezența și puterea Duhului Sfânt. Neprihănirea aceasta este întotdeauna perfectă, pentru că este al lui Hristos, da? Neprihănirea practică întotdeauna este imperfectă. Întotdeauna este imperfectă pentru că niciodată nu putem să atingem nivelul de desăvârșire pe care ni l cere Dumnezeu. Dumnezeu ne cere să fim desăvârșiți. Această neprihănire atribuită este primită complet în momentul mântuirii, da? când suntem socotiți, neprigăniți sau justificați, în timp ce aceasta laltă durează toată viața. Durează toată viața. În teologie, această neprihănire atribuită este numită justificare, iar neprihănirea practică aplicată este numită sfințire. Iar nu trebuie confundate. Dacă le confundăm, ajungem la uh, o sumedenie de, uh, de erezii, de erori foarte grave. Această, această neprihănire atribuită ne garantează, este garanția intrării în împărăția lui Dumnezeu. Totuși, noi nu putem intra în împărăția lui Dumnezeu doar socotiți neprihăniți, ci și făcuți neprihăniți. Ceea ce înseamnă că neprihănirea aplicată ne face potriviți. Da? Luăm natura împărăției, ne face potriviți pentru împărăție. Nu, suntem, nu intrăm niște uh, oameni iubitori de păcat, nenorociți, nelegiți într-o împărăție pe care noi iubim, ba chiar o detestăm din toată ființa noastră. Da? Acestea sunt câteva diferențe fundamentale între neprihănirea atribuită și neprihănirea practică. Aceste diferențe trebuie făcute pentru că altfel, cum am spus, vom avunge să generăm o grămadă de erori. Ce vreau să spun în final este că cele două tipuri de neprihănire sunt în ultimă instanță aceeași neprihănire primită de la Dumnezeu, ambele sunt primite de la Dumnezeu și sunt necesare. Ele sunt absolut necesare și nu doar că sunt absolut necesare, ele vor fi lucrate în toți copiii adevărați al lui Dumnezeu. Nu există credincios care să aibă doar neprihănirea atribuită, ci el în mod necesar va avea și neprihănirea aplicată.